De la începutul lunii iulie au intrat în vigoare noi trasee pentru zona metropolitană. Este vorba despre 5 rute noi. Cu autobuzul 103 se va circula pe ruta Târgu Cucu-Șorogari. Autobuzul 203 va circula pe ruta Casa Sindicatelor Frigorifer Vișan. Autobuzul 301 va merge pe ruta Cug Tehnopolis-Dumbrava. Autobuzul 502 va pleca din Cug și va merge pe traseul Tehnopolis-Horpaș-Ciurbești. Iar autobuzul 802 va circula pe traseul Ronțuțora-Tomești-Chicirea. Singurul traseu modificat a fost 503. Aceste măsuri au fost luate pentru a facilita accesul celor care locuiesc în zona metropolitană spre municipiul Iași. Vor fi 6 noi rute pe care se introduc autobuzele. Vor acoperi comunele sau satele din zona Vișan, de exemplu, spre Bârnova, Ciurbești spre Miroslava. În felul acesta sperăm noi să introducem noi legături care să satisfacă clienții care stau în zona metropolitană și muncesc în municipiul Iași. În ultimele luni, compania de transport public Iași a introdus mai multe trasee spre zona metropolitană. Reprezentanții municipiului Iași au în desfășurare un amplu proiect de dezvoltare a transportului public în comun. Aceștia și-au propus implementarea peste 30 de rute în localitățile limitrofe Iașului. Traseile au fost avizate de la început atunci când s-a făcut planul pe zona metropolitană. Între timp, o parte dintre ele au mai fost prelungite, chiar și cele care duceau către aeroport au fost trecute mai departe către Aroneanu. Și pe măsură ce o să reușim să aducem și alte mijloace de transport în comun, vom acoperi toată zona metropolitană, așa cum am promis. Mai avem nevoie de 26 de minibuze care vor acționa în special în zona Valea Lupului și Redeu, după care vom intra doar cu autobuze. Pentru o călătorie în zona metropolitană, prețul unui bilet este de 7 lei și este valabil 3 ore în comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Miroslava, Popricani, Redeu, Tomești, Țuțora, Valea Lupului, dar și în interiorul municipiului Iași. De asemenea, o legitimație ce conține două călătorii valabile 3 ore va costa 12 lei.